Hristos a înviat, bun găsit, dragi constanțeni! Sper ca mesajul meu să vă găsească bine, sănătoși, liniștiți, pregătiți de un weekend minunat. Vin să vă dau o veste bună, de fapt, încă o veste bună, după cea prin care acum 3 săptămâni anunțam că au început lucrările la cazinoul nostru. A fost o perioadă în care ne pierdusem speranța, ani de licitații, contestații, lupte, amânări, dar iată că acum 3 săptămâni chiar au început lucrările la cazinoul nostru. Schelele sunt pe el, lucrările se desfășoară după calendarul stabilit și sunt convins că în 2022 împreună îl vom vizita și că vom descoperi cazinoul nostru drag în haine noi. Am spus că vă dau o veste bună, aceea că de luni, 11 mai, vor începe lucrările la sala polivalentă din Constanța. Da, este vorba de acea sală polivalentă din Constanța, proiectul din 2016, născut undeva imediat după alegeri, cu hotărâre de guvern, tot în 2016, cu licitație, bineînțeles cu contestații, cu lupte, cu un câștigător, cu proiect realizat, cu autorizație de construire semnată și ușor blocat pe motive juridice. Dar iată că toate lucrurile au fost depășite și de luni, începe, de fapt, construcția sălii polivalente din Constanța. Este un proiect de aproximativ 68 de milioane de lei din bugetul Companiei Naționale de Investiții, la care se vor adăuga sume consistente din bugetul local, aproximativ 5 milioane de euro, constând în lucrări de amenajare, utilități, împrejmuiri, parcaje, iluminat, multe lucruri vor face ca această zonă să renască. De asemenea, știți, tot în această zonă va veni și bazinul de înot, pentru că lucrurile sunt ca într-un joc de domino. Nu aveam cum să facem bazinul de înot dacă nu știam unde e sala polivalentă, de ce putere avem nevoie, ce cubaje de apă, de ventilații și așa mai departe. Lucrurile acum sunt într-o linie dreaptă și sunt convins că în 2022 echipele noastre favorite de handbal, de volei, multe sporturi, le știți, basket, vor avea o nouă casă, o casă bine meritată, o casă de care Constanța are nevoie, o casă a sportului, iar întreaga zonă, care oricum renaște, sunt convins că va îmbrățișa și sportul alături de spațiile verzi. Ne revedem pe șantier, pentru că sunt convins că toată lumea va vrea să asiste la acest moment istoric, să vadă cum se construiește o sală polivalentă și credeți-mă că ne vom mândri cu ea.